Când mă gândeam pentru cuvântul din această dimineață, mi-a venit așa un gând pe care l-am considerat foarte important, că noi ca oameni ne irosim viețile în lupte care nu contează. Și ca să ilustrez mai bine lucrul acesta, mi-aduc aminte de ultima bătălie pe care a dat-o Napoleon la Waterloo, pe care a și pierdut-o. Și a pierdut-o din cauza unui mareșal care a dat o bătălie unde nu trebuie. La un moment dat, Napoleon avea de luptat împotriva trei mari armate, prusacii, austriecii și englezii, da? Și și-a împărțit armata în două, la un moment dat, ca una dintre un corp de armată să-i urmărească pe prusaci ca să nu se întâlnească cu celelalte două armate, ca să îl poată zdrobi. Și a creat această diversiune, dându-i ordin lui Grouchy ca să-i urmărească pe prusaci. Nu știu de ce a făcut greșeala aceasta, deși era un geniu militar, să dea comanda unui om foarte docil și deloc creativ în ceea ce privește războiul. El a urmat ordinele și a zis, gata, îi urmăresc pe prusaci. Și la un moment dat, ceilalți generali au zis, mareșale, dar se aud tunurile în partea cealaltă. Păi nu contează, noi mergem să-i urmărim pe prusaci. Mă, dar se aud, poate are împăratul nevoie de noi să mergem în partea aialaltă, că au venit prusacii până altă parte, au creat poate o diversiune. Nu, noi urmărim pe calea aceasta. Și în felul ăsta s-a întâmplat că prusacii au ajuns înaintea celorlalți și Napoleon a pierdut această bătălie de la Waterloo. Poate că și viețile noastre sunt în felul acesta, să dăm niște bătălii acolo unde nu trebuie. Sau poate că lupta vieții s-a schimbat și noi am rămas neadaptați, am rămas fără acel update, cum se zice, fără acea actualizare în care să ne dăm seama că de fapt dăm o bătălie unde n-ar trebui să o dăm. M-am uitat mult la plancarda aceasta, mi-a plăcut foarte mult cum este realizată. Vă place cum este? Da? Este foarte frumos pirogravat, așa. Dar ochiul meu de muzician imediat mi-a zis, bă, vezi că-s două greșeli ritmice acolo. Și m-am uitat în prima măsură, sunt 4 timp și 3 sferturi, în măsura a 6, vreo 5 timp jumate. Zic, ceva nu e în regulă. Și aș putea să fac o mare dramă din chestia asta și să spun, uite, greșeala de acolo, dar câtă lume sesizează și dacă o sesizează, până la urmă, e vorba de ceva estetic, care arată foarte bine, chiar dacă sunt niște greșeli acolo. Însă aș putea să mă focalizez pe aceste greșeli și să zic, nu se poate așa ceva, asta trebuie stricată, tăiată în bucăți sau refăcută. Cum să scrie o partitură greșită în felul ăsta? Dar noi ducem lupte de felul acesta în viața noastră, ca biserică, ca individ, fiecare avem niște lupte ale noastre, niște frământări și credem că sunt cele mai importante aspecte. Dar sunt aspectele importante pentru noi. Și cu cât punem mai multă pasiune și cât mai multă emoție în lucrurile acestea, cu atât ne irosim viața în lucruri care chiar nu contează. Aș vrea să avem în față cuvântul lui Dumnezeu în momentele următoare și aș vrea să pornim din cartea Faptele Apostolilor, momentul în care Duhul Sfânt a creat biserica și momentul în care Iisus Hristos a încercat să-i aducă pe ucenici de la luptele lor inutile și preocupările lor, Doamne, când ai de gând să instaurezi din nou împărăția lui Israel? Și asta era frământarea lor. Toată perioada aceea când Iisus a lucrat pe pământ, nu aveau altă grijă decât când vine împărăția și cine să stea la stânga, la dreapta, cine să fie mai mare, inclusiv la cină, s-a întâmplat lucrul acesta. Și Iisus le-a mai spus odată, n-ați înțeles cum trebuie, nu asta trebuie să vă preocupe pe voi. Versetul 6 din capitolul 1. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta trebuie să fie lupta voastră.
Și din momentul acesta, ucenicii au avut o schimbare de teren de luptă. Însă, au fost câțiva purtători de vechi cărări. Știți care? Iudeii. Și când spun de iudei, nu mă refer la ei într-un fel negativ, pentru că trebuie să recunoaștem, tot creștinismul este din rădăcină iudaică. Da? Iisus Hristos este cel mai mare argument. Cine luptă împotriva iudaismului, luptă împotriva lui Dumnezeu. Da? Și cu asta am pus punct. Când vorbește Biblia despre iudei, vorbește despre acei iudei care au rămas blocați în luptele lor vechi, care nu fuseseră niciodată ale lui Dumnezeu, fuseseră inventate de ei. Și după ce s-a înființat biserica, haideți să vedem care a fost scopul ei, ce a făcut biserica, care a fost lupta pentru care a adus-o la existență Dumnezeu. Pentru ce a fost instituită biserica? Să predice Evanghelia, adică pe Iisus Hristos ce răstignit și înviat. Când eram student la teologie, în examenul scris, ni s-a dat ca subiect, unul dintre cele două, conținutul predicării apostolice. M-am stat și m-am gândit, dar ce dogme au predicat oamenii ăștia? M-am gândit la Pavel, m-am gândit la predica lui Petru, m-am gândit la toate predicele care apar scrise în Sfânta Scriptură și n-am găsit niciuna așa cum predicăm noi. Nu mergeți la aia, duceți-vă la aia, la alții, aia sunt răi, ăștia sunt buni, niciuna, n-am găsit așa ceva. În schimb, am găsit ceva comun la toate predicile. Iisus Hristos și ce a făcut El în viața mea, sau respectiv în viața lor. Asta este toată predicarea lor. Ce am fost eu și ce a făcut Iisus din viața mea. Și asta este toată teologia pe care o găsim aici în predicile lor. Este atât de simplu și pare pueril, dar este atât de plin de putere și de sens. După ce au primit Duhul Sfânt și după ce Duhul Sfânt a înființat biserica, observăm că toată predicarea lor era despre Iisus Hristos. Este extraordinar. Și am zice, n-am mare lucru, că toată lumea predică despre Iisus Hristos. Da, însă nu toată lumea și crede ceea ce predică. Pentru că în momentul în care Petru a predicat sau apostolii predicau, ori se crea o mare mișcare de trezire și de reformă și de primirea lui Iisus Hristos, ori o revoltă. La noi ce se trezește? Mai nimic. Da? De ce? Pentru că nu este Iisus Hristos acolo, decât poate declarativ. Și după cuvântarea lui Petru, vă rog să observați, s-au botezat câți? 3.000 într-o singură zi. Schimbarea în viețile oamenilor acestora a produs schimbarea altor vieți, pentru că oamenii îi vedeau cum se comportă, îi vedeau că sunt niște oameni fericiți, îi vedeau că, deși sunt persecutați, sunt din ce în ce mai mulți și voiau tot mai mult să fie urmași ai lui Iisus Hristos. Ce făceau iudeii? Că vorbim despre lupte inutile. Mă, noi nu mai avem ce face. Și dacă nu mai avem ce face, hai să-i persecutăm pe ăștia care fac ceva. Și care a devenit misiunea lor? Dacă citiți cartea Faptele Apostolilor de la început și până la sfârșit, o să vedeți că altă misiune nu aveau iudeii decât să-i persecute pe apostoli și să încurce lucrarea lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este pentru mine și pentru voi. Oare viața mea este o luptă construită pe niște temelii negative? Să-i critic pe alții, să-i observ pe alții, să văd ce se întâmplă în viețile lor, care este preocuparea lor, care sunt greșelile lor, ce fac oamenii ăștia greșit. Și observați că în toate mediile, când deschideți toate căile astea de comunicare, accentul este pus pe lucrurile negative. Mă, ăla a furat, ăla a delapidat, ăla nu știu ce a făcut, război dincolo. Toate lucrurile astea sunt pe ce fac alții. Și spectatorul stă comod în fotoliu sau eu știu unde stă, cu telefonul în mână, zice, bă, dar ce nenorociți sunt ăștia alții. Și ce bun sunt eu, extraordinar, auzi, m-a furat la 1 milion de euro sau 5 milioane de euro.
Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că dacă mulți dintre noi am fi ispitiți în felul ăsta, am procedat la fel, dacă nu mai rău. Dacă sunteți sinceri cu voi, recunoașteți lucrul ăsta. Dar noi n-am fost ispitiți în felul ăsta. Și de aceea putem să vorbim cu superioritate, zice, vai, nenorocitul de el. Da? Uite ce a făcut și a scăpat. Sau uite, bine că l-a prins și acum este la închisoare. Ce bine că s-a făcut justiție, ce bine că s-a făcut dreptate. Însă, nu suntem cu nimic mai buni. Iudeii, spune capitolul 4 din Cartea Faptele Apostolilor, pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii și foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Ce problemă aveau oamenii ăștia? Vă dați seama ce problemă serioasă aveau? Să îi aresteze pe apostoli pentru că predicau în numele lui Iisus Hristos. În creștinism, după aceea, s-a preluat modelul acesta și creștinii au ajuns să-i persecute pe creștini și să-i declare eretici pentru că nu credeau așa cum credeau ei. Dacă era o chichiță teologică pe acolo, tăiați-i în bucăți. Era conciliul de la Efes de prin secolul 5, unde era unul foarte, foarte apărător al dogmelor, așa, Dioscorus îi zicea, și ce, spunea, cei care cred că Iisus are două naturi, tăiați-i în două. Și au tăiat în două. De ce? Ca să apere dreapta credință. Și după aia, când s-au modificat anumite dogme, dogma aceea a trecut în legalitate și ceilalți au trecut în ilegalitate și au fost persecutați. Și întrebarea mea este, oare astea sunt luptele pe care trebuie să le dăm noi despre teologii și că alții cred într-un fel, alții cred într-altfel, sau să construim pe ceea ce ne-a oferit Iisus Hristos? Observați că apostolii vorbeau despre Iisus Hristos și Iisus Hristos a fost motivul pentru care au fost bătuți, pentru care au fost persecutați, pentru care au fost puși la colț de oficialitățile de atunci. Care este lupta vieții tale? Care este lupta vieții tale? Mi-aduc aminte, citeam despre Arhimede, că era atât de preocupat când au venit romanii să cucerească insula aceea unde era el și era preocupat de calcule matematice. Și la un moment dat, când a venit soldatul roman, i-a zis, te rog, nu te atinge de cercurile mele, lasă-le în pace. Și ăsta, ofticat că avea ordin să-l aducă viu la centurion, a băgat sabia în el, l-a omorât. Ce preocupări avea Arhimede și ce preocupări aveau ceilalți? El era atât de prins de ceea ce făcea, atât de pasionat, încât nici nu l-a interesat că este război, nici nu l-a interesat că insula a fost luată de către romani. Îl interesa un singur lucru, calculele lui matematice. Acolo era toată viața lui. Întrebarea mea este, care este lupta mea și a ta? În toată această construcție mentală și religioasă pe care am moștenit-o și în care am fost formați, dacă sunteți foarte lucizi și dați la o parte vălul acesta afectiv care vă leagă și ne leagă de lucrurile pe care le-am moștenit, ne dăm seama că foarte multe din problemele pentru care suferim foarte mult sunt create de alții în mintea noastră. Faceți, vă rog, exercițiul ăsta și luați așa punct cu punct ceea ce credeți, nu vă îndemn să deveniți sceptici, Doamne ferește. Dar faceți așa exercițiul ăsta, poate fi periculos, că s-ar putea să descoperiți niște lucruri pentru care suferiți extrem de mult și nu sunt de fapt niște probleme reale, sunt niște chestii create de alții în minte. Și le-au dat poruncă să nu mai predice despre Iisus Hristos. La care drept răspuns apostolii le-au spus, versetul 19 din capitolul 4, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Observați unde era puterea lor? Au văzut și au auzit.
Și ceea ce au văzut și au auzit, predicau mai departe cu multă putere. Deși nu erau cărturari, poate mai făceau și niște greșeli gramaticale. Spun experții în lingvistică că Ioan chiar făcea greșeli gramaticale în greaca lui, dacă citim în epistole. Da, ok, și care e problema? Așa simpli cum erau, oamenii ăștia îl vesteau pe Hristos așa cum l-au înțeles. Dar asta era lupta vieții lor. Și în asta credeau din toată inima lor. Și cu toate că nu avea accentul sau, eu știu, ortografia lui Luca și frumusețea de expunere cum o are el în Evanghelii, cu toate acestea aveau putere pentru că erau cât se poate de autentici. Autenticitatea cred că este o calitate foarte importantă care lipsește foarte mult din viețile noastre. Sunt atât de multe măști și noi purtăm de multe ori măști în funcție de interesele pe care le avem. Însă atunci când descoperi pe cineva autentic, e ca și atunci când descoperi o piatră rară. Pentru că lumea s-a săturat de minciună și de falsitate. Și oamenii aceștia nu erau deloc falși, nu erau deloc artificiali. Au putut să îi oprească să predice pe Iisus Hristos? Au putut să îi oprească? N-au putut să îi oprească. De ce? Pentru că lupta pe care ei o dădeau era una bună. I-au amenințat și le-au spus, dacă mai predicați, să vedeți cât o să pățiți, o să urmeze repercusiuni foarte mari. Însă ei s-au dus și l-au slăvit pe Dumnezeu că au fost bătuți, că au fost prigoniți. De ce? Pentru că duceau o luptă reală, nu inventată de alții. Credeau în acest lucru. Apoi, dacă mergem mai departe, în momentul în care au fost aleși cei 7 diaconi, și cu aceasta aș vrea să închei, putem observa că se continuă acest fir dublu. Diaconii și apostolii predicau pe Iisus Hristos, erau rezultate, oamenii se pocăiau și îl primeau pe Iisus Hristos și oamenii care n-aveau ce face și n-aveau rezultate, ce făceau? Băgau de vină. Și să vedeți cât de interesanți sunt oamenii aceștia care n-au ce face și cât de diabolici pot deveni și de pasionați de niște lucruri care nu contează. Despre Ștefan spune Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 7, că acest cuvânt al lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Asta era o mare realizare. Nu prea citim. Zicem, preoții ăștia iudei l-au răstignit pe Iisus. Dar nu mai citim în Cartea Faptele Apostolilor că mulți dintre preoții care în ziua aceea au strigat răstignește-l, sau poate că au fost acolo în gloată, n-au zis nimic, dar nici n-au acționat să-L scape pe Iisus, au venit după aceea la credință prin predicarea lui Ștefan. Și când au văzut că pierd controlul, când au văzut că masele se duc de lângă ei, au început să intre în panică. Și au zis, mă, dar stai că lupta noastră este să băgăm bețe în roate, este să punem frână la această lucrare. Și câte astfel de misiuni și chiar biserici nu s-au născut doar ca să lupte împotriva altora. Și bineînțeles că acum ne gândim la tot creștinismul, mamă, ce au făcut ăștia în timpul evului mediu. Nu, gândiți-vă la noi. Gândiți-vă la noi. Dacă nu cumva am fost pe o pistă greșită, având ca Evanghelie lupta împotriva celorlalți. Este adevărat că Evanghelia este o luptă, reprezintă o luptă împotriva răului, da? Însă nu împotriva oamenilor, care pot fi greșiți, dar care pot fi recuperați cu ajutorul lui Iisus Hristos. Preoții care l-au răstignit pe Iisus Hristos, care au strigat la moarte cu el, veneau acum la credință. I-ați fi primit în biserică. Se mai pune și în funcții, Doamne ferește, ăștia, nu există așa ceva, dacă nu-i spală toate apele de pe Dunăre, nu?
Dar observați ce înseamnă să ai o mentalitate greșită. Să duci o luptă greșită, nu împotriva răului, ci împotriva oamenilor. Ori Evanghelia nu ne învață să ne luptăm împotriva, unii împotriva altora. O mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Asta era de netăgăduit. Să vezi minune, că omul se ridică, umblă și nu erau niște scamatorii sau niște minciuni, ci erau niște minuni reale. Așa relatează cuvântul lui Dumnezeu. Unii din sinagoga numită izbăviților aveau partide și ăștia erau, noi suntem ăia, noi suntem ceilalți, erau toți împotriva lui Hristos și toți împotriva altora. Știi? Dar când era vorba să lupte împotriva lui Hristos, coalizau și ziceau, nu, acum avem dușmanul comun și acum trebuie să facem cumva. Asta mi-aduce aminte de o situație în care aveam niște alegeri într-o comunitate și îmi povestea un frate, zice, bă frate, alianțele pe care le fac ăștia acum sună cumva ca, domnul doctor știe mai bine, în momentul în care ai cancer și ți se amputează colonul, ți se pune ceva, e un termen mai urât așa. Zice, cam așa este și cu alianța ăstora. Este împotriva naturii așa ceva. Dar pentru că au un scop comun, fac front comun. Și așa au făcut și izbăviții aceștia. Și alexandrini, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Specialiști la iscarea de certuri și de răzmerițe. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică, să arunce. Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. O minciună zisă așa, cu atâta seninătate și cu atâta libertate, de parcă ar fi fost cel mai mare adevăr. Era lupta lor asta? Sau era ceva moștenit? Era o luptă adevărată sau una falsă? Era una falsă. Însă oamenii intră în acest joc, într-o luptă falsă, cu atâta ambiție și cu atâta putere, încât totul devine de viață și de moarte. Și cine nu slujește această cauză este dușman al adevărului. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au adus în sobor. Și au spus, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș. Știți, declarații din astea generale, dar nimic specific. Omul ăsta e rău, dar ce a făcut rău? Păi nu contează, lasă, e rău, știu eu, îți spun eu. Ceea ce face este total greșit, dar ce face greșit? Păi nu, lasă că știm noi. Și în felul ăsta, fiind și presiunea aceasta de masă, se creează un teritoriu de luptă, de zici că e pe bune. Și intră în rol atât de bine, încât, hai zice, nu, asta este lupta bună a credinței. Și ei sunt total în alt teren de luptă. Începe marele preot să facă pe mediatorul, dar îmi place foarte mult că Ștefan începe să le relateze istoria lor. Și să le arate că și înaintașii lor au dus aceleași lupte greșite, pe tărâmuri greșite și că nu i-a dus nicăieri și n-au învățat nimic de acolo. A învățat despre patriarhi, da, despre frații lui Iosif care l-au vândut în Egipt. Mă, zice, ăia care l-au vândut în Egipt au fost salvați de cei pe care ei l-au vândut. Nu vă deschideți ochii. Era unul singur, dar salvarea a venit prin cel pe care frații lui l-au trădat. Apoi, vorbește despre Moise, care fusese urât de faraon și dat la moarte, a fost salvat în mod miraculos, iar când a ajuns la vârsta de 40 de ani, a vrut să-i elibereze. Și ce au priceput ăștia? Păi ce zice, vrei să mă omori și pe mine ca pe egipteanul ăla? Tu ai ceva cu noi, nu ce eliberare trebuie ție. Și Moise a trebuit să fugă de ai lui, pentru că ai lui făceau probleme și era cât pe ce să fie trădat în fața lui faraon și omorât. Și a trebuit să mai stea 40 de ani în pustie ca să vină să îi elibereze din Egipt. Și după ce a eliberat din Egipt, ce mulțam a primit Moise?
Pentru ce ne-ai eliberat din Egipt? Nu era mai bine acolo? Și toată viața lui Moise a trebuit să ducă o luptă cu cei care aveau alte lupte și alte preocupări. Și în cele din urmă, Ștefan, în cuvântarea lui, le prezintă toate momentele importante din istoria poporului Israel și momentele în care ei au dat niște lupte greșite. Și acum zice, voi vă încredeți în templu, că dacă voi sunteți în templu și sunteți în casa lui Dumnezeu, sunteți mântuiți și nu mai este nimeni ca voi. Și la un moment dat, când a început să le spună lucrurile pe nume, să vedeți ce luptă duhovnicească, nu de duh, ci de duhuri, a intrat în ei. A început să scrâșnească din dinți. Au început să le crească tensiunea, să urle și să-și astupe urechile. Un comportament de oameni nebuni. Însă să știți că nimic nu te înnebunește mai tare decât o luptă a credinței falsă. Cei mai mari fanatici i-a creat nu ateismul, ci religia. Țineți minte lucrul ăsta. Cei mai mari fanatici i-a creat religia. Și noi, ăștia atei, ăștia necredincioși, să luptăm împotriva. Nu, dragii mei. Cei mai periculoși sunt fanaticii religioși, de orice culoare. Când ai de-a face cu unul din ăsta, nu ai ce să discuți cu el. El are plăcuța lui zgâriată, pusă pe creier și de acolo nu l-ai scos. El știe numai asta. Nu există dialog, nu există și așa și alte variante. Există doar așa. Și dacă nu zici doar așa, ai încurcat. Mergeam într-o comunitate și într-o pauză m-a întrebat un frate, frate, când se închide harul? Asta m-am uitat așa, zic, dar ce e ăsta, robinetul de la CET ca să închidă Dumnezeu? Zic, dar de ce vrei să știi? Nu, să spui că se închide harul. Eu știu că aveam în cap numai hărți, numai chestii din astea cu evenimente fabricate de alții, preluate de el și prelucrate și așa mai departe. Și mi-a venit așa în minte o întrebare, dar de ce vrei să știi, ca să știi cât timp mai ai să păcătuiești? Uai, s-a enervat ăsta imediat și a plecat de acolo. Cum să nu-l iau eu în serios când el are subiecte atât de importante? Dom'le, când se închide harul, auzi? De parcă sunt eu Dumnezeu să-i spun lui, vezi că marți la ora 5 Dumnezeu închide harul. Da? Observați cât de ridicol putem să devenim în luptele acestea care nu sunt ale noastre. Și în momentul în care Ștefan le-a pus în față oglinda și le-a spus oameni tari la cerbice, știți ce înseamnă oameni tari la cerbice? Ce-i cerbicele? Urechi. Ceafa. Grumazul țeapă, așa, încăpățânați, cu alte cuvinte, e o metaforă, da? Zice, și ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Da? Adică lucrurile sunt moștenite, observați că lupta nu era a lor. Le spune clar, astea nu le-ați inventat voi. Ai auzit, frate, cu Trinitatea, cu nu știu ce. Zic, stai, frate, tu crezi că ai descoperit aici? Zice, să vezi ce am descoperit. Zic, ce ai descoperit? Că de fapt Iisus Hristos este creat. Bă, zic, să știi că încă de până secolul 3, 4, tot pentru asta se tăiau între ei creștinii. Zic, n-ai descoperit nimic? Nu. Cum să nu? Că uite că eu am citit. Nu, mă, ți-a băgat alții în cap, stai liniștit. Deci nu era lupta lui, era lupta altora, dar pe care a adoptat-o și a transformat-o în lupta lui, ca să își găsească și el un rost. Dar în momentul în care le spune ce era de fapt despre ei, pe care din proroși nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri, n-ați auzit-o. Când au auzit aceste vorbe, și tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lor. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. În momentul în care a auzit și a rostit cuvintele acestea, că stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu, când vedeți expresia aceasta în scrierile biblice, înseamnă că Dumnezeu face o acțiune de judecată. Da? Și în momentul acela Ștefan le-a spus, Dumnezeu vă judecă. Și n-au mai rezistat.
Au luat pietre și au zis, asta este lupta noastră împotriva lui. Dacă el dispare, noi suntem fericiți. Dacă el nu mai există, biserica o să fie extraordinară. Dacă ea nu mai este în biserica asta, o să fie raiul pe pământ. Și știți ce se întâmplă? Când totdeauna mai apare câte cineva care trebuie dezinfectat, care trebuie deparazitat, care trebuie resetat, care trebuie adus pe calea cea bună și niciodată nu se mai termină. A venit Pavel, da. După s-a ridicat Pavel și alții, și alții, și alții. Și dacă vă uitați până la sfârșit în Cartea Faptele Apostolilor, există aceste două direcții. Una a apostolilor care predicau pe Iisus Hristos și cealaltă a iudeilor care tot timpul aveau o problemă cu cei care predică Evanghelia și care vor să-L ducă pe Iisus Hristos în lumea întreagă. Și așa au rămas blocați în acel război care nu era de fapt lupta lor, era o luptă falsă, iar mai departe Evanghelia și-a făcut loc în întreaga lume de atunci și creștinismul a ajuns până în zilele noastre. Dragii mei, viața este prea scurtă să o irosim în lupte inutile. Mai ales dacă sunt și luptele altora care ne-au fost băgate în inimă și în cap. Nu mai luptați luptele altora. Nu mai purtați războaiele altora. Nu mai dați bătălii care n-au rost. Învățați să puneți în valoare ceea ce Dumnezeu a fost bun în voi și încercați să vedeți ceea ce au bun și alții. Și dacă, să zicem că nu vă potriviți sau nu ne potrivim, că s-a întâmplat, la un moment dat, Pavel și Barnaba au avut niște diferențe de iudei și au zis, bă, tu ești eretic. Nu, tu ai părerea ta, eu am pe-a mea. Mă duc, fac misiune cum știu eu, tu te duci, faci cum știi tu. Nu ne anatemizăm unul pe altul. Și după aia și-au dat seama că făceau bine și unul și altul. În lucrarea lui Dumnezeu există loc pentru fiecare. Nu căutați să nimiciți pe cei care vor să facă altfel lucrarea lui Dumnezeu. Nu căutați să duceți niște războaie care nu sunt ale voastre. Pentru că viața trece și când ajungi la final și tragi linie, te alegi cu o mulțime de regrete, pentru că știți ce se întâmplă? Cei care duc luptele altora sau lupte inutile n-au roade. N-au nici pace, n-au nici roade. Și atunci când se gândesc în urmă, zic, care-i rodul luptei mele? Cu ce m-am ales eu din toate astea? Că l-am criticat pe cutare, că am vrut să am dreptate în toate lucrurile, că am vrut eu să fiu nu știu cine. Cu ce m-am ales din toate astea? Cu nimic. Însă momentul în care duci lupta corectă, pentru bine, pentru adevăr, pentru oameni, pentru ceva care să rămână în urma ta, ai satisfacții. Chiar dacă ai avut parte de împotrivire, chiar dacă unii oameni nu te-au înțeles la un moment dat, când ai tras dungă, zici, uite, asta este roada. Asta a rămas în urma lucrării pe care m-a ajutat Dumnezeu să o fac. Vă rog, în numele lui Dumnezeu, nu mai luptați acolo unde nu trebuie. Pentru că vă veți alege cu regrete și cu o viață irosită. Există șansă pentru fiecare. Chiar și în ceasul al 11-lea și 12 fără un sfert. Să ne întoarcem, că de fapt despre asta este pocăința. Să te întorci de la luptele greșite și să lupți pentru Dumnezeu și pentru cauza Lui. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ducem luptele care trebuie și să nu ne irosim viețile în lupte care nu sunt importante și nu contează. Amin.